Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru care își ține mâna Lui peste noi, fie că suntem aproape, fie că suntem departe. El este pretutindeni și iată că în această dimineață am harul să fiu din nou acasă. Vă binecuvântez în numele Dumnezeului nostru și mă bucur din toată inima că pot să văd fețe cunoscute, mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această zi frumoasă. Nu știu dacă e căldura, emoțiile... Transpir, dar indiferent care ar fi, să știți că bucuria revederii este una reală. Când cântam mai devreme, ne întoarcem ca să-ți mulțumim, mă gândeam la întoarcerea aceasta fizică și Domnul ne-a dat harul într-o vreme în care e tot mai greu parcă să circul, sunt tot mai multe piedici, sunt tot mai multe poveri. Ne-a dat Dumnezeu harul și în anul acesta să venim împreună cu toată familia. Marta și-ar fi dorit tare mult să fie cu noi, cu toți, în această dimineață, însă, în urmă cu câteva zile, mama ei, soacra, a fost internată în spital și a găsit cu cale să rămână ca să le poarte de grijă și să vadă de sănătatea mamei. Dacă vă aduceți aminte, purtați-o în rugăciunile dumneavoastră, cred în toată inima în puterea rugăciunii. Credem că Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunile noastre slabe și atunci când venim și ne recunoaștem întru totul dependenți de El și recunoaștem că El este singurul care are soluție și răspuns la fiecare dintre problemele noastre, Dumnezeu ne vede smerirea noastră și ascultă și dă răspuns. Cred că ați experimentat adevărul acesta în viața dumneavoastră de atâtea ori, nu? Nu odată. Și de aceea credem din toată inima că Dumnezeul nostru, care este bun, se îndură de noi. Amen? Domnul să vă binecuvinteze. Cer iertare că n-am putut să fiu de la începutul programului, așa cum mi-aș fi dorit. Am sosit în urmă cu o săptămână în Spania, am ales să petrecem acolo câteva zile, împreună cu toți. Sincer vă spun, America ne stoarce vlaga din noi, pentru că lucrăm zi și noapte, distanțele sunt mari, avem puțin timp să fim împreună cu familia, ne vedem foarte puțin, eu știu, seara de obicei. Fetele au terminat cu școala, suntem mulțumitori lui Dumnezeu, Dora a terminat clasa 8-a, anul ăsta sperăm să-i facem și buletinul dacă se poate. Și ne cresc copiii și îmbătrânim noi și uite așa ne dăm seama că anii trec, vremea se duce, dar Dumnezeu este Cel care rămâne același neschimbat. Ne-am întors aseară cu puțin întârziere, am sosit la Timișoara, până ne-am întors la Arad, până ne-am așezat, era trecut de miezul nopții și n-am vrut să pun povară prea mare pe cei cu păr cărunt, nu pe a mei, pe celorlalți și de aceea am întârziat puțin, dar ne-am dorit tare mult să fim în această dimineață aici la închinare. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, mulțumim Tatălui pentru harul că ne putem întâlni. Vreau să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Apele Vie, acolo unde cu ajutorul Domnului păstoresc. M-a întrebat fratele Beni aici de câți ani suntem plecați și am stat și m-am gândit, mi-am dat seama că sunt 15 ani deja împliniți anul acesta, 15 ani care au trecut ca și o clipeală de ochi. Și dacă anii aceștia trec aici așa de repede, mă întreb oare cum va fi veșnicia. Dar acolo nu vom trebui să numărăm nici clipe, nici ceasuri, nu vor trebui să nu treacă nici zile, nici nopți, pentru că acolo vom fi pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu și unii cu alții. Și acolo nu mai fi nici despărțiri, nici lacrimi la plecare, nici lacrimi la întoarcere, ci acolo va fi o bucurie desăvârșită și deplină. Abia aștept să ne vedem acolo sus. Amin. Și mă rog din toată inima să pună Dumnezeu în noi dorința aceasta, să ne întâlnim sus. Biserica Apele Vii vă transmite multe salutări și vă dorim din toată inima curaj, îndrăzneală și credincioșie până la capăt. Trăim vremuri grele și avem nevoie de credință în vremuri ca acestea. Amin? Avem nevoie de îndrăzneală și avem nevoie să stăm în picioare pentru adevărul Scripturii, pentru Dumnezeu și să nu ne îndoim în fața atâtor lucruri care se abat peste noi. Văd că nici Europa nu scapă de toate influențele și vânturile acestea care bat peste lumea întreagă.
Este aproape vremea când Dumnezeu stă să vină și să-și ia mireasa acasă. Până atunci însă mai avem puțin de luptat, mai avem puțin de suferit, mai avem puțin de îndurat, dar îndrăznit, spunea Domnul Iisus Hristos, căci Eu am biruit lumea. Și dacă El a biruit lumea împreună cu El, suntem și noi mai mult decât biruitori. Amin? Nu uitați lucrul acesta, nu deznădăjduiți, nu suntem singuri în lupta aceasta pe care o ducem în fiecare zi, ci așa după cum ați sărbătorit nu cu multe zile în urmă și noi la fel, avem această umplere a Duhului Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Cel care este în noi, Cel care este în voi, este mai tare decât Cel care este în lume. Amin? Îndrăzniți, dar. Prin ajutorul Domnului slujim acolo, bisericile se luptă și ele cu atâtea influențe. America pare să fie întoarsă cu susul în jos, tot mai mult. Ideologiile acestea noi par să își facă evite puterile și îndrăzneala celor care sunt fără de Dumnezeu e tot mai mare. S-ar putea ca în curând să vedem mai multă prigoană, probabil decât o să vedeți voi aici. Pentru că e vremea celui rău, e vremea când Dumnezeu îi îngăduie, se pare, să își facă lucrarea și El și-o face. O simțim tot mai mult, o simțim în școli, o simțim în biserici, o simțim în societate, în guvernare, în toate lucrurile. E o luptă perfidă pe care diavolul o duce împotriva lui Dumnezeu, împotriva creștinilor, împotriva familiei, atacă copiii în mod deosebit și avem de luptat cu toate aceste lucruri. Nu de mult în urmă, în școala în care fetele noastre învață, districtul, inspectoratul școlar și-a pus în gând să aprobe o politică a toaletelor în care fiecare să meargă unde se simte după ziua respectivă. E un adevăr, e o realitate. Ne confruntăm cu lucrurile acestea, luptăm tot mai mult. Din fericire, oamenii își regăsesc vocea. Sunt mulți care se ridică împotriva unor astfel de politici și, din păcate, lucrurile nu sunt ușoare. Dar credem din toată inima că Dumnezeu este Cel care nu doar că ne protejează, dar ne dă și biruința. So, rugați-vă pentru copiii voștri, rugați-vă pentru generația aceasta tânără mai mult decât niciodată, pentru că noi stăm bine așezați, cred că, pe picioare, ancorați adânc în cuvântul și în adevărul lui Dumnezeu, dar ei au nevoie de rugăciunile noastre. Purtați-i în rugăciuni. Cu ajutorul Domnului am avut ocazia să fiu în India anul care a trecut, împreună cu o echipă de aici din România, din Statele Unite. A fost la o conferință pastorală, vă spun sincer, dacă e cineva aici care o duce greu, să știți că sunt alții care o duc și mai greu. E întotdeauna o problemă de perspectivă. Când privim în sus, avem impresia că o ducem rău, dar când privim mai în jos, ne dăm seama că suntem atât de binecuvântați și că o ducem foarte bine. Câte vreme avem o bucată de pâine și o acoperiși deasupra capului, să știți că sunteți mult mai binecuvântați decât milioane de oameni care trăiesc în India, pe care i-am văzut ducându-și traiul de pe o zi pe alta, cu greu, dar oamenii aceștia sunt hotărâți să ducă Evanghelia până la capăt, mulți dintre ei se întorc, sunt plini de râvnă, echipați oarecum într-o oarecare măsură din punct de vedere spiritual. Oamenii aceștia își au familiile, se dezrădăcinează din locurile lor și pătrund în satele din India, în locuri în care nimeni n-a mai fost vreodată, ca să ducă lumina Evangheliei și mesajul Evangheliei în locurile acelea. Mulți dintre ei trăiesc din puținul pe care pot să și-l facă cu mâinile lor, majoritatea sunt persecutați de ceilalți de lângă ei. Chiar după ce am plecat noi, parte din echipă a rămas să evangelizeze într-o altă regiune în India. Când au ajuns acolo, păstorii le-au spus că deja au fost avertizați de către locali ca nu cumva vreunul dintre oamenii aceștia veniți de peste ocean să predice Evanghelia, pentru că s-ar putea să se lase cu bătaie. A fost atât de greu încât nici măcar la hotel n-au fost primiți. Cu greu au găsit un singur hotel în care să se poată caza.
Pentru că lumea se ridică împotriva luminii, pentru că întunericul se luptă împotriva luminii și nu-i ușor, dar Dumnezeu a dat biruință și am avut ocazia aceasta să văd ce este dincolo de lucrurile confortabile cu care suntem atât de obișnuiți. Am ajuns cu bine acasă, fetele au fost tare îngrijorate pe perioada în care am plecat, dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă și sunt aici ca să vă spun că Evanghelia are putere. Sunt aici să vă spun că Evanghelia biruiește și chiar dacă nu vedem rezultate fantastice și extraordinare, eu cred din toată inima că Dumnezeu își împlinește numărul celor chemați. Împlinește numărul celor pe care i-a chemat la mântuire și în curând, așa cum aveam noi o cântare, ușa Harului se va închide, dar va veni Harul pentru noi să mergem acasă și să fim împreună cu El. Doamne, ajută-ne să rămânem credincioși până la capăt. Amen. Vreo două zile în urmă, stând pe balconul hotelului, mi-a intrat un mesaj și era un videoclip al Bisericii Betania, fratele Cauni, pe care îl salut, pace, frate Cauni, comemorând, aducându-și aminte, dacă vreți, de acele vărsare a Duhului Sfânt din 1991. Mi-aduc aminte bine de evenimentele acelea, cu toate că n-am fost prezent atunci. Eram în armată, chiar venisem în permisie și trebuia să mă întorc la Cluj, acolo unde făceam armata, a doua zi, după ce a fost primul dintre botezuri cu Duhul Sfânt. Era începutul. A trebuit să mă întorc înapoi în armată, înapoi la Cluj, la unitate, dar mi-aduc aminte că am păstrat mereu legătura cu cei de acasă. Aveam o gelozie din aia sfântă, pentru că nu auzeam decât numere. 12 botezați în seara asta, 18, 20 și... Mi-am dorit tare mult să mă întorc, am avut, dacă vreți, nebunia aceea de moment și mi-am propus să iau trenul, să-mi iau o permisiune, să-mi iau trenul, pleca, cred că undeva la ora 5 din Cluj, ajungeam undeva spre miezul nopții în gara din Aradul Nou, eram hotărât să vin până la stăruință, în locul unde se făcea rugăciunea, am fost convins că Domnul mă va boteza cu Duhul Sfânt și apoi să prind trenul de la ora 2, ca să ajung din nou înapoi la Cluj dimineața și să fie un timp la unitate. Asta era planul. Era chiar seara dinaintea începerii războiului din Irak, atunci când toate lucrurile s-au prăbușit și nu am mai ajuns. Am văzut înregistrări de la biserică din perioada aceea și acum îmi rămân vii în memorie și cred că multora dintre dumneavoastră evenimentele acelea sunt încă vii în memorie, nu-i așa? Ce ne-am dorit însă să vedem, cred că este o reiterare a celor evenimente. O nouă revărsare a Duhului Sfânt. Un foc care să aprindă din nou inimile noastre în vremuri ca acestea. Pentru că dacă are biserica nevoie de ceva în mod disperat în vremea de astăzi, este acea ungere nouă, proaspătă, acea revărsare a Duhului Sfânt, care să ne facă să uităm de lumea aceasta și să ne aducă aminte că suntem legați de cer. Pentru că voi nu sunteți de aici, spunea Domnul Iisus Hristos. El se ruga pentru cei ce sunt în lume, dar care nu sunt din lumea aceasta. Aceștia suntem fiecare dintre noi, pentru că dacă am fost născuți din nou și răscumpărați prin jertfa lui Hristos, umpluți cu Duhul Sfânt, noi am fost deja strămutați din lumea aceasta, din împărăția aceasta a întunericului, într-o împărăție a Fiului, într-o împărăție a luminii și Dumnezeu ne vrea să trăim acolo, nu aici. Și până atunci, câtă vreme suntem încă în lumea aceasta, Dumnezeu vrea să ne... și ne cheamă să trăim cu acea mentalitate a împărăției. Noi nu mai aparținem acestei lumi. Lumea aceasta nu mai are nicio putere asupra noastră. Lumea aceasta nu poate să ne țină aici, pentru că noi aparținem cerului. Pavel scria filipenilor și le spunea, împărăția, cetățenia voastră nu este aici, pe pământ, cetățenia voastră este în ceruri. Când am ajuns în Europa, am început să căutăm pe pașapoarte, care să le scoatem.
cu care să intrăm mai repede. Interesant că la pașapoartele de România era coada mică. Am scos pașapoartele de România. Suntem cetățeni după cum se potrivesc lucrurile. Dar în Împărăția lui Dumnezeu nu sunt după cum se potrivesc lucrurile. În Împărăția lui Dumnezeu cetățenia o dobândim prin Hristos Domnul. Prin credință. Și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și gândindu-mă la evenimentele acelea, la momentele acelea de revărsare a Duhului Sfânt peste biserică, peste atâția tineri, toate vârstele, m-am gândit la momentul acela în care Duhul Sfânt s-a coborât peste biserică. Și știu că s-a predicat mult despre subiectul acesta, îngăduiți-mi să punctez doar câteva lucruri, pentru că odată cu pogorârea Duhului Sfânt în camera de sus, peste cei 120, mulți dintre cei ce studiază Scripturile, cei ce se adâncesc și privesc la evenimentul acesta, îl numesc drept momentul nașterii bisericii. Este momentul în care Biserica lui Hristos, Biserica lui Dumnezeu, pe care ne spune Pavel, el a avut-o în planul său încă înainte de întemeierea lumii, pentru că în biserică și prin biserică Dumnezeu avea să își descopere planul său, înțelepciunea sa, minunățiile harului său. Atunci când din doi, din fiii promisiunii, din fiii lui Israel și din cei care nu aveau promisiunea, noi, neamurile, Dumnezeu a făcut una, doborând, dând la o parte zidul acela care despărțea. Și în această unire, în această unitate, Pavel spune, Dumnezeu își descoperă înțelepciunea sa, adâncimile harului său pentru fiecare dintre noi. Vedem în momentul acela, acea ieșire în evidență, dacă vreți, acea expunere publică a acestei biserici pe care Dumnezeu și-a dorit-o. Trăim într-o vreme în care lumea caută în dreapta și în stânga și mulți se întreabă care e biserica cea mai bună, unde să mă duc, care e biserica cea mai potrivită, cu un anumit gen de muzică, cu un alt gen de muzică, cu o anumită închinare, cu un alt stil de închinare, cu o anumită formă de predică, care e biserica cea mai potrivită? Dacă omul creează și tot ceea ce creează inițial e un prototip care urmează să fie îmbunătățit în cele din urmă, vreau să vă spun, dragii mei, în această dimineață că ceea ce Dumnezeu a creat, a creat perfect. Amen? Biserica n-a fost un prototip. Biserica n-a ieșit la întâmplare. Biserica n-a ieșit și a trebuit să fie dintr-o dată îmbunătățită peste veacuri. Că s-a schimbat și s-a adaptat la vremurile în care a existat, e o realitate. Dar în esența ei, biserica pe care Dumnezeu a scos-o în evidență, biserica pe care Dumnezeu a prezentat-o lumii în ziua cincizecimii, rămâne la fel. Principiile pe care Dumnezeu a fondat biserica rămân aceleași neschimbate. Amen? Și dacă e să căutăm ceva într-o biserică, ar trebui să căutăm aceste principii. În fapte, în capitolul 2, de la versetul 41, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și știu că ați ascultat aceste versete, îngăduiți-mi însă să le recitesc ca să ne împrospătăm memoria și apoi aș vrea să punctez câteva lucruri cu privire la aceste principii pe care Dumnezeu le are în biserica Lui. Versetul 41, cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga
în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Iată cum arăta biserica pe care Dumnezeu a prezentat-o lumii în acea zi a cincizecimii, în acea zi de naștere a bisericii. Să haideți să vedem câteva principii, dacă vreți, câteva lucruri fundamentale pe care biserica lui Dumnezeu, biserica lui Hristos, trebuie să le aibă. În primul rând, biserica inițială, biserica din Faptele Apostolilor, a avut mesajul corect, mesajul real. Dacă ne uităm mai sus, îl vedem pe Petru, care, plin de Duhul Sfânt, nu se mai teme de cei din jurul lor, nu se mai leapădă de Hristos în fața unui slujnice, ci se ridică cu îndrăzneală și cu putere să aducă un mesaj despre Iisus din Nazaret. Mesajul pe care biserica trebuie să-l aibă este despre un Iisus real, despre un Iisus adevărat. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Domnul îi avertiza pe ucenici spunându-le: în vremea din urmă se vor ridica mulți Hristoși. Se vor ridica mulți care se vor eleva în acest statut de mântuitor, de Mesia, ca să îi urmeze lumea și să-i ducă în eroare. Bisericile, din păcate, și în mod deosebit bisericile din vest, predică un Iisus care nu aparține Scripturii. Predică un Iisus care nu știe decât să iubească, un Iisus care nu face altceva decât să ierte păcate în fiecare zi, un Iisus care îi îmbrățișează pe toți, nu contează, și l-au dus până în punctul în care să îl reprezinte, să-i reprezinte până și pe cei care fac tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune că e urăciune. E un alt Iisus. Nu este Hristosul care a venit, da, iertând păcate, iubind pe cei care n-au fost poate vrednici de iubirea celorlalți, iertând și vindecând pe ceilalți, dar fiind drept, dar fiind sfânt, atunci când a stat în fața preoților, în fața fariseilor, a știut să îi îndrepte cu cuvântul. Atunci când a ajuns în templu și a văzut călcarea în picioare a sfințeniei lui Dumnezeu, a știut să ia biciul în mână și să dea afară pe vânzători. Hristos este dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu ne-o spune. Dumnezeu este iubire, dar El este și un foc sfânt. El este și un Dumnezeu sfânt. De aceea, în rugăciune, Domnul Iisus învață pe ucenici și le spune: când vă rugați, să spuneți Tatăl nostru. Ceea ce pentru ucenici probabil era un lucru ieșit din comun. Dar în același timp echilibrează această realitate și acest adevăr cu sfințească-se numele Lui. Pentru că dacă îl abordăm pe Dumnezeu ca pe un tată, să nu uităm că trebuie să îl abordăm cu teamă și cu frică sfântă, pentru că Dumnezeu este sfânt. Avem nevoie să predicăm un Iisus care mântuiește, dar și un Iisus care într-o bună zi va judeca lumea. Tot mai puțini astăzi vor să audă despre un Iisus care va judeca orice păcat. Poate că v-am mai spus lucrul acesta prin natura slujbei. Am stat de vorbă cu o doamnă și am întrebat-o dacă îl cunoaște pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Mi-a spus: care e diferența? Sunt foarte simplu, ca Mântuitor, Hristos te iartă de orice păcat. Îți dă neprihănire și îți dă garanția că într-o bună zi vei ajunge în ceruri. Și ca Domn, i-am spus, ca Domn, El are dreptul să judece modul în care trăiești, El are dreptul să-ți spună cum să-ți duci fiecare zi, cum să răspunzi la lucrurile din lumea aceasta, cum să trăiești în curăție înaintea lumii. Știți ce mi-a răspuns femeia? Îmi place de El ca Mântuitor, ca Domn, nu. Sunt mulți astăzi care ar vrea să aibă doar intrare liberă în rai, dar să trăiască așa cum vor în lumea de astăzi. Dragii mei, dacă suntem al lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu mai suntem ai noștri. Am fost răscumpărați, am fost cumpărați cu un preț și El are drept asupra noastră. Acesta este Hristosul pe care trebuie să-L predicăm înaintea lumii. Nu vă temeți
să vorbiți despre un Iisus care iubește, dar despre un Iisus care și judecă lumea într-o bună zi. Petru a fost plin de îndrăzneală și le-a vorbit despre Iisus pe care ei l-au răstignit. Prin păcatele lor l-au dus la cruce și au nevoie de mântuire. În al doilea rând, și deja atingeam lucrul acesta, mesajul corect este acela despre păcat. Lumea este în păcat. Noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, ne-am născut în păcat. Nu există nici măcar unul dintre noi fără de păcat. Nu se poate. Astăzi nu mai predicăm despre păcat. Mari predicatori, bisericile pline, vorbesc despre greșeli. Vorbesc despre căderi, vorbesc despre faptul că ai avut un moment de slăbiciune, dar Dumnezeu te primește așa cum ești. Da, Dumnezeu ne primește exact așa cum suntem, plini de păcate. Dumnezeu ne primește așa cum suntem, dar ne iubește mult prea mult ca să ne lase în păcatul nostru. Să nu ne înșelăm singuri. Am avut un frate care mereu avea câte o izbucnire din astea, câteodată și în biserică, în plinul bisericii. Și după ce dădea vreo două strigăte la sfârșit de program, întotdeauna venea și îți cerea iertare. Și spunea, frate, iartă-mă, știi? Așa sunt eu. Și azi așa, mâine așa, într-o bună zi a venit și a zis, frate, iartă-mă, așa sunt eu. Și a zis, nu te iert. S-a speriat. Cum trebuie să mă ierți? Frate, dacă ți-ai cere iertare și te-ai lăsat și de lucrul ăsta, cu tot dragul. Dar ți-ai făcut un stil de viață și ai impresia că dacă spui, iartă-mă, așa sunt eu, trebuie să fii iertat. Dragii mei, păcatul trebuie scos. Duhul Sfânt scoate păcatul la iveală, luminează ceea ce e înăuntrul nostru. De aceea a pătruns inimile noastre, a venit să ne umple, ca să lumineze lăuntrul nostru. Și atunci când îndreaptă și ne îndreaptă atenția și privirea spre păcat, dragul meu, păcatul e păcat, nu e nici greșeală, nu e nici abatere, nu e nici cădere. Păcatul e păcat și păcatul e o încălcare a legilor lui Dumnezeu, a tot ceea ce este sfânt. Și Dumnezeu ne spune că nimic păcătos, nimic întinat, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, nu poate sta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate privi păcatul, dar dacă noi ne-l mărturisim, el este drept și credincios, ne spune Apostolul Ioan, să ne ierte de orice păcat. De aceea vă încurajez în această dimineață. Nu doar propovăduiți despre păcat, propovăduiți despre faptul că El ne și iartă, pentru că acesta este mesajul pe care Petru de asemenea l-aducea, acela al mântuirii. Al mântuirii prin credința în Hristos și atât. Nu mai există nimic de adăugat. Nu mai există nimic altceva depus la ceea ce Hristos a făcut deja pentru noi la cruce. Nu mai avem nimic altceva de făcut. Nu e bucurie lucrul acesta? Nu vă bucurați că nu mai trebuie să treceți prin toate ritualurile pe care le aveau evrei? Că nu mai trebuie să aduceți jertfe? Că nu mai trebuie să aduceți animale la templu? Nu vă bucurați de faptul că nu mai trebuie să vă purtați într-un fel sau altul, ci prin faptul că am venit la Hristos, ne-am pus încrederea în jertfa Lui, suntem mântuiți, că nu mai suntem sub o lege dată de Dumnezeu scrisă pe piatră, ci suntem sub o lege a Harului, pe care Dumnezeu a scris-o în inimile noastre, pentru că aceasta a fost dorința Lui dintotdeauna, să scrie legile Lui în inimile noastre, pentru ca noi să-L ascultăm și să-L iubim și să împlinim legea Lui din dragoste față de El. E așa de mare diferență să urmezi pe Dumnezeu din frica legilor pe care El le impune sau să-L urmezi pe Dumnezeu pentru că-L iubești. Veneam aseară dinspre Timișoara și m-am tot gândit, oare pe unde stau polițaii, pe unde sunt radarele, să nu mă duc prea tare pentru că sunt legi și legile au consecințe. Nu prea le-am respectat, vă spun sincer, și Domnul să mă ierte. Ne grăbeam tare spre casă, era seara. Dar atunci când ai o lege înaintea ochilor, întotdeauna stai cu gândul la consecințe, nu-i așa? Rămân fără permis, se mai întâmplă una, alta. Și Dumnezeu vrea așa de mult să nu ne temem în felul acesta de El.
ci mai degrabă din dragoste față de tot ce a făcut El pentru noi, să urmăm legile sale. Cine mă iubește, spunea Domnul Iisus, ce face? Ascultă poruncile mele. Dacă îl iubim pe Hristos cu adevărat, îl urmăm pe El din toată inima. Și mesajul corect al bisericii primare, printre ele, este acesta. Dumnezeu este stăpân și suveran. El este Cel care alege timpurile, soracele și vremurile. Toate sunt în mâna Lui. Istoria întreagă se desfășoară după planul pe care Dumnezeu l-a rânduit. Scriptura ne spune în psalmi, El șade pe tron și face tot ce vrea. Pentru că Dumnezeu este suveran. Psalmul spune, se adună împărații pământului și se sfătuiesc să se ridice la război împotriva unsului și Dumnezeu șade pe tron și știți ce face? Râde. Pentru că El este suveran. Și pentru că nimic nu poate schimba planul pe care Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte. Dumnezeu își are vremurile Lui. Planul lui Dumnezeu se va împlini. Predicați realitatea aceasta, adevărul acesta. Dumnezeu este suveran. Avem atâtea lupte în biserică vis-a-vis de suveranitatea aceasta lui Dumnezeu. Întrebarea veșnică, de ce Dumnezeu îngăduie lucruri rele să se întâmple oamenilor buni, să se întâmple copiilor săi? N-avem răspuns la o asemenea întrebare, dar știm că Dumnezeu este drept. Știm că Dumnezeu este suveran și că într-o bună zi Dumnezeu va face dreptate fiecăruia. Răzbunarea Domnului, lupta, bătălia a Domnului, nouă nu ne rămâne altceva decât ascultarea. Și atunci când Dumnezeu îngăduie și valea, atunci când Dumnezeu îngăduie și umbra morții să se abată peste noi, nu uita, Dumnezeu este și rămâne în control. El nu se schimbă. De ce e așa? O știe El. Și într-o bună zi vom afla și noi. Biserica n-a avut doar mesajul potrivit, mesajul corect, ea a avut și oamenii potriviți și oamenii corecți. A fost, dacă vreți, alcătuită biserica din oameni mântuiți, din oameni întorși, născuți din nou. Eclesia în sine este adunarea celor mântuiți, adunarea celor născuți din nou. Da, e locul în care cel nemântuit să vină, să audă cuvântul, mesajul și să se întoarcă. Dar biserica lui Hristos, biserica lui Dumnezeu, este alcătuită din cei răscumpărați și din cei născuți din nou. În dimineața aceasta, cred din toată inima că mă adresez celor născuți din nou, care au primit mesajul, care au înțeles chemarea și care au fost născuți din nou. Dar ei nu doar că au fost născuți din nou, ei au fost puși deoparte, sfințiți. Oamenii aceștia s-au separat de lume. Dacă ne uităm la biserica primară, și nu spun că ar trebui să facem și noi neapărat lucrul acesta, dar oamenii aceștia au venit împreună, separați de lume, separați de toate lucrurile. Au înțeles că bunăstarea fiecărui membru, bunăstarea bisericii, vine mai presus decât ceea ce e în lume. Din nou, amintirile mă duc la momentul acela, imediat de după Revoluție. Până atunci, știți că circulam cu soț fără soț, la numerele de mașină, nu mă refer la soții și la soț, da? Circulam cu soț, fără soț, era benzină, nu era benzină, azi mergea unul cu mașina, mâine celălalt. Dacă era să mergem undeva în misiune, nu se punea niciodată problema, bă frate, eu nu pot că... Întotdeauna era, las că facem rost de benzină, eu aduc mașina, tu aduci benzina, mergem în misiune. Aduceți aminte, nu? Frumoase vremuri. Că veni Revoluția și după aceea întrebarea a fost, dar mie ce mi iese? E interesant cum ne schimbăm, cum dintr-o dată începem să privim la lucrurile din afară și la bunăstare. Oamenii aceștia s-au separat de lume și dintr-o dată au venit să locuiască și să stea împreună. În al treilea rând, a fost o creștere continuă în biserică.
Oamenii aceștia s-au adăugat, cei născuți din nou s-au adăugat, dar nu doar că s-au adăugat oameni la biserică, oamenii aceștia au fost credincioși misiunii, bisericii, celor de lângă ei și în mod deosebit au fost credincioși Domnului. În fiecare zi erau împreună, în fiecare zi frângeau pâinea, în fiecare zi se închinau la templu. Oamenii aceștia au umblat cu credincioșie. O astfel de biserică are Dumnezeu. O biserică plină de oameni credincioși. Nu o biserică de oameni de vreme bună. Nu o biserică de oameni care, după cum bat vânturile, după cum au ieșit vorbele, după cum ne-au rănit unii și alții, nu. Oameni care au rămas credincioși. Și nu doar că au rămas credincioși, dar biserica a slujit. Biserica a slujit, fiecare a slujit, pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim slujitori. Amin? Nu te uita că n-ai diplome, că n-ai școli teologice, nu, nu, nu. Dumnezeu are slujitor și are slujire pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu are ceva aparte pentru tine. Când ne-a mântuit, El ne-a așezat în trupul lui Hristos și ne-a dat daruri prin Duhul Său cel Sfânt. Amin? Găsiți-vă locul, găsiți-vă slujirea, căutați-L pe Dumnezeu și întrebați unde vă vrea și folosiți darul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre voi. Nu toți au darul să vorbească, nu toți au darul să dea, nu toți au darul să cânte, dar fiecare dintre noi avem un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Nu fiți ca cel cu un singur talent care s-a gândit, a meu e prea mic, prea puțin, am să-l pun într-un ștergar și am să-l dau înapoi stăpânului atunci când se va întoarce, că mai bine să nu-l pierd. Folosiți-l, dragii mei, și Domnul să vă ajute ca prin lucrarea voastră a fiecăruia, așa cum spune Pavel în Efeseni, capitolul 4, prin lucrarea fiecărui membru, trupul să crească, să se întărească și să aducă rod pentru slava Lui. Amin? În al treilea rând, biserica a avut un mod de închinare care a fost după inima lui Dumnezeu. O închinare comună, o închinare împreună. Oamenii aceștia erau împreună, toți deodată, la templu, în fiecare zi. Puteau să fie în fiecare zi la templu, știți de ce? Pentru că au vândut tot ce au avut. Pentru că dintr-o dată n-au mai avut grija casei, n-au mai avut grija facturilor de curent, n-au mai avut nicio grijă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și-au vândut tot ce au avut, au adus banii, i-au pus împreună la picioarele apostolilor și toți trăiau de obște împreună de acolo. Poate că o să-mi spuneți, vreți să facem și noi lucrul acesta? Cum am spus, vremurile se schimbă. Timpurile se adaptează. Însă, ce îmi spune mie lucrul acesta este faptul că oamenii aceștia au știut să-L țină pe Dumnezeu în centrul închinării lor. Fie că a fost cântare, fie că a fost rugăciune, fie că a fost dărnicie, orice lucru pe care l-au făcut, l-au făcut cu Dumnezeu în minte și în gând. El a fost centrul închinării lor. Atunci când venim, dragii mei, împreună la biserică, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Amin? Cântare, rugăciune, cuvânt, totul este o formă de închinare la adresa lui Dumnezeu. Corect? Dar când plecați de aici, fie că mâncați, fie că beți, spune cuvântul lui Dumnezeu, să o faceți ca pentru... Ca pentru cine? Ca pentru Domnul. Și aia e o formă de închinare. Atunci când stați de vorbă cu oamenii și le spuneți un cuvânt bun, e tot o formă de închinare. Atunci când mergeți la slujbă și lucrați cu credincioșie, nu ca pentru patron, ci ca pentru Domnul, e tot o formă de închinare. Și iată că dintr-o dată închinarea devine centrală vieții de credincios, vieții de creștin. Ei s-au închinat împreună, dar au știut să se închine și în afară. Au lucrat împreună, au umblat împreună, dacă vreți, au mărturisit pe Dumnezeu împreună. Pentru că există ceva deosebit, există ceva spiritual atunci când biserica vine împreună. Dumnezeu a gândit lucrul acesta atunci când a instituit biserica.
Când intervin motivele de sănătate, de, eu știu, de bătrânețe, de oboseală, la frații noștri mai bătrâni, nu pot să vină, se uită, se închină împreună cu biserica de acolo de unde sunt. Înțelegem. Dar atunci când cei care pot și sunt capabili nu vin la închinare, să știți că pierd ceva. Pentru că atunci când biserica se strânge împreună, există ceva deosebit. Există o atmosferă care se creează. Există un moment în care prin închinarea noastră comună, Dumnezeu se întronează în mijlocul laudelor poporului Său. Există o coborâre a puterii lui Dumnezeu. Și dacă, da, e adevărat, Dumnezeu este cu noi și în noi în fiecare zi, oare degeaba ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu să nu abandonăm, să nu uităm de strângerea împreună? Eu cred că nu degeaba. Pentru că există ceva special atunci când frații vin împreună. Există putere în număr. Există sprijin și suport. Vezi, când am ajuns în America, am avut familie prea puțină. N-am avut pe mulți, chiar dacă am avut prieteni cunoscuți. America e interesantă pentru că suntem aproape și totuși foarte departe. Fie că slujim în biserici diferite, fie că stăm puțin mai încoace, mai încolo, mai departe, adeseori ajungem să ne vedem cu cei dragi foarte rar. Când am ajuns în 2008 în America, n-am avut multă familie. I-am avut pe cunoscuți, am avut prietenii care erau în jur, dar am descoperit un lucru fantastic. Știți care a fost acela? Biserica ne-a devenit familie. Când s-a născut Dora, eram între două mutări. Tocmai plecam dintr-o casă și ne mutam într-alta. În mijlocul mutării, chiar atunci, s-a întâmplat să se nască Dora. Și timp de vreo câteva săptămâni de zile, biserica ne-a purtat de grijă și ne-a adus mâncare în fiecare zi. Au venit să vadă de noi. Atunci când, mai târziu, pentru că și în America treci prin greutăți, ne-am aflat în situația în care nu mai aveam scutece și nu mai aveam bani de scutece pentru copii și ne gândeam încotro să mergem, tot biserica, fără să spunem nimănui, prin unii dintre frații de acolo au venit și ne-au spus: Domnul ne-a pus pe inimă să vă binecuvântăm cu banii ăștia. Mai mult decât atât, într-una dintre seri, cineva a venit și ne-a adus un pachet de scutece, mi-a zis, nu știu de ce, dar asta vi l-am adus. Pentru că există ceva deosebit atunci când biserica vine împreună. Nu uitați acest aspect extraordinar, dragii mei. Mi-aduc mereu aminte de poveștile părinților, de părtășia aceea, de dragoste aceea frățească. Când dacă un frate era în nevoie, toată biserica sărea în ajutorul lui. Oameni care au venit la mântuire văzând dragostea aceasta. Pentru că testul suprem al uceniciei este acela pe care Domnul îl spunea: prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Prin ce? Că aveți dragoste unii față de alții. Biserica a știut să se închine împreună, să lucreze împreună, să umble împreună, să slujească împreună. Pentru că în cele din urmă, biserica a înțeles, și închei cu aceasta, biserica a înțeles că au un singur stăpân și acela este Dumnezeu. El a instituit biserica, El i-a chemat pe toți împreună, El i-a umplut cu Duhul Sfânt, El i-a născut din nou prin spălarea sângelui lui Iisus Hristos. El este Dumnezeul suveran. El este Dumnezeul suprem. Pavel spunea: noi predicăm pe Hristos și pe El răstignit și nimic altceva. Pentru că pe Hristos vrem să-L aducem înaintea lumii. Dragii mei, El este vestea bună. Hristos este vestea de care lumea aceasta are nevoie mai mult decât oricând. Nu un Hristos diluat, nu un Hristos care e unul slab, nu un Hristos al staulului, nu un Hristos doar al crucii, ci un Hristos care a înviat din morți, un Hristos care s-a înălțat și care șade acum la dreapta Tatălui și mijlocește necontenit înaintea tronului de har al lui Dumnezeu,
pentru fiecare dintre noi. Acesta e Hristosul pe care îl urmăm. Acesta este Dumnezeul căruia ne închinăm. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care are puterea și în cer și pe pământ. Iisus spunea, toată autoritatea mi s-a dat și în cer și pe pământ. Și dacă Dumnezeu este capul, dacă Hristos este capul bisericii, dragul meu, biserica are autoritate în lumea de astăzi. Prin apostol spune cuvântul lui Dumnezeu, în pasajul pe care l-am citit, se făceau semne și minuni. De ce? Pentru că au învățat să rămână sub autoritatea lui Dumnezeu, au învățat să rămână sub autoritatea capului care este Hristos Domnul, care s-a suit și de acolo a dat daruri și a dat darul bisericii și a dat darul Duhului Sfânt fiecăruia dintre voi și fiecăruia dintre noi, pentru ca plin de Duhul Sfânt, plin de acel dunamis, de acea putere extraordinară, să-i fim martori ai Lui. Dragii mei, nu să ne lăudăm că suntem penticostali, nu să ne lăudăm că am primit Duhul Sfânt ca pe o pecete, nu, ci El ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să-i fim martori în lumea aceasta. Și pentru ca prin fiecare dintre voi Dumnezeu să se proslăvească. Mă rog din toată inima să fiți într-o biserică ca aceasta. Biserica Betania să fie o biserică a mesajului corect, a părtășiei divine, în care frații să stea împreună, să se închine, să înțeleagă ce înseamnă adevărata închinare. Să fie oameni care merg împreună, care lucrează împreună, care înțeleg puterea de a veni împreună în rugăciune, în închinare, în ajutor. Dar mai presus decât orice, fiți o biserică ce-L predicați pe Hristos și pe El răstignit. Amin. Amin.